Ne bucurăm să-l avem pe domnul Liviu Persie astăzi în vizită la Moldova Creștină TV. Doctor în științe chimice, pastor al Bisericii Baptiste Române din Charlotte și președintele Societății Misionare din Statele Unite. Bine ați venit la noi! Bun găsit, mă bucur să fiu cu dumneavoastră! Domnul Liviu, vreau să vă întreb care sunt argumentele creaționismului. Cred că sunt foarte multe argumente, mă gândesc eu așa, dar unele din cele mai plauzibile, mai ușor de înțeles sau mai tare, așa să le zicem noi. Acum, un argument, și am să-l iau și mai simplu, și mai complexe puțin, să vedem. Fixitatea speciilor. Dacă evoluția ar fi adevărată, atunci n-ar trebui să existe iepure și girafă și găină, ci ar trebui să existe un continuum, să existe toată gama între iepure și girafă sau găină și iepure. Deci n-ar trebui să existe specii distincte și granițele dintre specii n-ar trebui să fie de netrecut. Ori granițele dintre specii sunt fixe. Cât asta nu a încercat înseamnă... oamenii să modifice. Da, deci dacă încerci să treci, există hibrizi, nu? Prin încrucișarea dintre cal și măgar se poate produce asin. Și nu este acest argument al evoluției? Este infertil. Este infertil. Este infertil. Deci, prin încrucișare ai produs ceva ce nu se poate reproduce. Ca dovadă că speciile sunt fixe. Poți produce un hibrid, dar este infertil. A fost produs ceva, un hibrid între leu și tigru, dar e tot infertil. Pentru că este o graniță care nu poate fi trecută. Și granița asta, care e de netrecut, asta vine, de fapt, din cauza informației care este la nivel genetic. Pentru că în codul genetic este înscris ce este un organism și ce să fie. Ca să devină altceva, trebuie să schimbi instrucțiunile din codul genetic. Întrebarea apare, nu cumva peste o perioadă de timp să fie apărut o greșeală, să apară cumva o greșeală în codul genetic. Înțeleg. Și să apară un asta alt organism. Mutația. Asta este mutația. Mutațiile sunt erori de copiere a informației genetice. Mutațiile sunt detrimentale. Prin mutații nu produci un organism mai bun, ci produci un organism care este mai puțin viabil și de cele mai multe ori mutațiile. Deci mutații sunt detrimentale. Încă este greu de găsit o mutație care să zică asta este o mutație favorabilă. Deci se spune, de exemplu, merg spre rău, nu spre bine, da? Deci este ca și cum ai pornit de la un mesaj care este clar și după aceea l-ai încâlcit și mesajul încâlcit este mai puțin clar decât mesajul original. Dar ce se întâmplă cu informația? Hai să zicem că apar mutații. Ați folosit dumneavoastră un program care întâmplător au fost schimbate instrucțiuni aici și acolo pe parcursul lui fără vreo direcționare din afară? Nu prea cred. Pentru că ai schimbat programul și ai distrus, de fapt, integritatea programului. Bill Gates spunea despre ADN și Bill Gates știe un pic despre programare, da? Da. Dacă el nu știe, atunci nu știu cine știe. Da? Bill Gates spunea despre codul genetic că este ca și un program de computer, doar că este infinit mai complex. Ori, un program de computer nu este produsul întâmplării. Cineva l-a gândit este foarte produsul bine. Gândirii atente a unor oameni care înțeleg lucrurile, care știu să aranjeze fiecare linie de cod acolo în program.
Mi-aduc aminte când am studiat eu programare și acum mai mulți ani de atunci, vreo 35 de ani, deci erau la începuturile computerilor și ale programării și trebuia să scriem pe cartele, scriam pe un formular și după aceea erau perforate cartele și erau duse la computer. Asta este, deci nu, tineretul de astăzi nu mai știe ce e aia. Dar trebuia să fim atenți, fiecare punct, fiecare liniuță, fiecare literă, exact unde este. Dacă un punct era pus greșit, tot programul nu funcționa. La fel este în codul genetic. Putem numi punctul celălalt o mutație? Da, este o mutație care dă peste cap, totul. Acum, ce este interesant în codul genetic și în funcționarea biologică la nivel celular, este că există mecanisme de corectare. Deci este copiată informația genetică din... Deci spirala de ADN este o spirală dublă. Și sunt două lanțuri care sunt complementare, față în față. Ca să fie sintetizată o proteină, trebuie să vină întâi o enzimă care desparte lanțul în două și după aceea creează o copie care să fie folosită pentru sinteza proteinei și după aceea lanțul se reface. Când creează copia, vine o altă enzimă care verifică să vadă dacă este corectă copia. Deci ai un sistem de control al calității la nivel celular. Și atunci să vorbești despre mutații întâmplătoare care duc la o transformare ascendentă e ridicol. Cunoaște știința de astăzi vreo mutație pozitivă? O mutație spre bine? Există o așa zisă mutație benefică la unii oameni care suferă de o boală numită anemie pernicioasă. Un aminoacid este înlocuit cu un altul, unul care este hidrofilic, care îi place apa, este înlocuit cu unul hidrofob, care respinge apa. Și unul singur în poziție, nu mai știu exact, în poziția 22, mi se pare, nu mai știu exact. Dar cei care suferă de boala asta au rezistență mai mare la malarie. Problema este că dacă suferi de anemie pernicioasă, ai viață mai scurtă. Nu te îmbolnăvești de malarie, dar trăiești mai puțin. Este asta o mutație benefică? Mă îndoiesc. Dar este arătată ca așa numită mutație benefică. Acum, ne uităm la aspectul acesta. Informația nu poate proveni din întâmplare. Am în fața mea aici o carte care are 400 și vreo 30 ceva de pagini. Informația care este scrisă, înscrisă în ADN-ul dintr-o celulă din corpul meu. Ai nevoie de 50.000 de volume cât ăsta ca să o scrii. De unde atâta informație? Adică vezi cartea asta și nu zici, măi, iar a avut o explozie la tipografie. Exact. Iar a apărut o carte. Nu? Zici, măi, au muncit niște oameni, au lucrat aici serios, au gândit, au cheltuit atâta timp să scrie, să alții să editeze și așa mai departe. Dacă o carte nu poate fi produsul întâmplării, cum ar putea să fie produsul întâmplării o celulă vie, un organism cum suntem dumneavoastră și cu mine? Nu se poate. Aș mai vorbi despre ceva ce se numește complexitate ireductibilă. Dacă puteți trebuie să vă introduc un pic, da. Vreți, nu vreți, intrați în chimie. Complexitatea ireductibilă se referă la un sistem care are nevoie de un anumit număr minim de părți ca să funcționeze. Dacă scoți oricare dintre părțile acelea, nu mai funcționează.
De exemplu, hai să luăm o mașină. Da? Cum am face noi o mașină care să fie de o complexitate ireductibilă? Mașina funcționează fără oglinda retrovizoare. Funcționează. Da. Fără faruri. Funcționează. Fără aripi. Funcționează. Dar dacă iei toate lucrurile care sunt neesențiale pentru funcționarea ei, ajungi în cele din urmă la blocul motor, la supape, la bujii, la combustibil care trebuie să intre cumva, la eșapament, că trebuie să iasă cumva de acolo, trebuie să fie după aceea ceva ce să facă legătura între roți și motor, un sistem minim de legătură, de transmisie, dar așa ajungi la un organ, la ceva ce este de o complexitate ireductibilă. Nu? La motor, dacă ai scos bujia, nu mai merge. Gata, da. Da? Dacă nu ai supape, iarăși nu merge. Deci, astea sunt elemente care formează o complexitate ireductibilă. Acum, cei care au studiat celulele și care au studiat biologia la nivel molecular, au observat că în celulă există multe mecanisme care sunt de o asemenea complexitate ireductibilă. Dacă scoți un singur element, nu mai funcționează. Ori, pentru ca să ai simultan toate elementele care constituie un asemenea sistem, nu se poate să fie produsul întâmplării. Trebuie să fie o inteligență, trebuie să fie creație. Nimeni n-ar zice că un motor chiar redus așa de complexitate ireductibilă n-ar spune că este produsul întâmplării. Dacă scoți un singur element de acolo, nu mai funcționează. Ca să funcționeze, toate trebuie să fie prezente simultan. Darwin și-a închipuit foarte simplu evoluția. Că spunea el undeva într-o... s-a acumulat niște apă și acolo au fost substanțe organice și au reacționat unele cu altele și au format ceva și s-a adunat la oaltă și a format o celulă vie. Povești. Nu se poate așa ceva. Pentru că trebuie să ai un sistem care este complex, toate elementele trebuie să fie prezente simultan și sunt elemente complexe toate. Enzimele care controlează sinteza proteinelor sunt mai complexe decât proteinele pe care le sintetizează. Și ele sunt proteine, dar sunt proteine de complexitate mai mare. Deci, sistemul este mult, mult prea complex încât să se poate spune că este produsul întâmplării sau că poate să existe o asemenea transformare evoluționară. Dați-mi voie să mai dau un exemplu. Da. M-ați pornit acum. Ochiul. Nu știu dacă ați citit cumva în cartea lui Darwin ce spune el, cum s-a format ochiul. Ceva mi-aduc aminte, că așa. Un grup de celule... Așa. Deci, el a zis așa. Ochiul s-a format, de fapt, destul de simplu. Îți trebuie un pic de timp. Dar e simplu. Pentru că, inițial, ai avut o suprafață unde a fost o celulă sau două celule care erau sensibile la lumină. Și, în timp, s-a întâmplat că acestea s-au mutat într-o adâncitură. Și în adâncitura aceea aveai niște celule fotosensibile. Acum, dacă ești într-o adâncitură, faptul că se orientează spre lumină poate să capteze mai multă lumină și deci oferă un avantaj evoluționar. Da? Așa. A mai trecut ceva timp și s-a întâmplat că s-a adunat niște mâzgă peste celulele astea și a format o lentilă care focalizează lumina. Din mâzgă. Și acum devine, de fapt, mai eficientă în captarea luminii și oferă un avantaj evoluționar organismului care are formațiunea aceasta. Și acum, în timp, se mai adaugă și se tot adaugă acolo straturi până când este ochiul așa cum îl vedem noi.
Aveam un profesor de istorie care, când îi dădea un răspuns greșit, spunea, măi băiete, așa ar fi dacă n-ar fi altfel. Și cu Darwin, așa ar fi dacă n-ar fi altfel. Pentru că, în primul rând, Darwin nu știa că atunci când o rază de lumină atinge o celulă, pentru ca să fie receptat semnalul acela ca și un semnal luminos, trebuie să se petreacă în cascadă, una după alta, foarte rapid, 11 reacții care implică substanțe de complexitate diferită, dar toate sunt complexe. Când un foton atinge o asemenea celulă, în mai puțin de o sutime de secundă, informația, deci atingerea aceasta fotonului, produce o serie, o cascadă de reacții care în final produc un impuls electric care este transferat la nerv și după aceea de la nerv trebuie să ajungă la un sistem nervos și să controleze mișcarea mai departe. Darwin nu știa astea. Pentru el lumea era simplă. A zis, așa se poate, e plauzibil, da, se adună acolo, se face. Imposibil. Pentru că mai înainte ca să poată exista toată povestea asta despre adunare și nu știu ce, trebuie să ai mecanismul biochimic care stă la baza receptării fotonului și transformării lui într-un impuls care, electric care să poată fi procesat de creier. Deci, Lucrurile sunt mult mai complexe și cu cât le examinezi mai mult, îți dai seama că numai un creator super inteligent a putut să facă așa ceva. Acum, noi am ajuns să avem progrese semnificative în cunoaștere și în știință și în ce facem noi, dar încă suntem foarte departe de nivelul acesta de la care vedem că este produsă viața, că Dumnezeu a lucrat într-un mod special ca să pună informația în celulele vii, să creeze fiecare specie distinctă, să existe separări, să existe în același timp flexibilitate. Pentru că te uiți la un organism și noi putem să funcționăm între niște limite destul de largi, și de temperatură, și de presiune, nu sunt infinite, dar sunt limite destul de largi. Și toate astea au trebuit să fie luate în calcul din momentul creației, din momentul concepției organismului acelia. Așa că eu nu pot decât să zic cum zicea pe vremuri psalmistul David, care spunea că te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Pentru că, într-adevăr, vedem mâna lui Dumnezeu în creație, în detaliile cele mai mici din ființa noastră sau din creația din jurul nostru. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc pentru ocazia aceasta. Și vă așteptăm să mai reveniți la noi. Cu dragă inimă. Să vă binecuvânteze. Mulțumesc.